Semănați potrivit cu neprihănirea și veți potrivit cu îndurarea. Desțeleniți-vă un ogor nou. Este vremea să căutați pe Domnul ca să vină și să plouă mântuirea. Osea 10 cu 12 Iubiții Domnului, vedem că Dumnezeu ne cere prin, prin cuvântul uh, lui Osea, Dumnezeu ne cere să spune că semănați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurarea. Uh, dacă eu trăiesc după îndemnurile firei pământești și nu duc cărmâi după Duhul lui Dumnezeu, cum pot să semăn eu potrivit cu neprihănirea? Dar cuvântul lui Dumnezeu spune că noi suntem socotiți, neprihăniți prin jertfa lui Hristos. Dar atunci când eu trăiesc după cum vrea el, nu vă trăiesc după cum vreau eu. Și vedem, iubiții, Domnul spune că și veți se cera, potrivit cu îndurarea. Deci Dumnezeu se îndură de cine vrea și de cine îi place. Dar, cum am spus, înseamnă că lucrul acesta eu nu trebuie să merg, cum spune Satan, băi, Dumnezeu nu te mai ascultă, Dumnezeu nu mai are treabă cu tine. Greșit, astea așa sunt minciuni de la diavolul și minciuni de la frații noștri, că fraț, diavolul lucrează și prin oameni. Nu, lu vine el direct la tine. El ți-a aduce la nivelul cocului. Dar el lucrează și prin oameni. Și vine și să aduce fel de fel de dezbinări și fel de fel de învățători. De așa, iubiții Domnului, noi vom, vom secera potrivit cu îndurarea lui Dumnezeu, dar trăind după cuvântul lui Dumnezeu. Și spune, desțeleniți-vă un ogor nou. Deci ce spune să-l desțelenim? Înseamnă că noi l-am lăsat acolo, l-am luat și l-am lăsat, -am mai, nu l-am mai arat, nu mai l-am discuit, nu l-am mai semănat, nu l-am mai prășit, n-am mai făcut nimic din el. Așa suntem ăsta e ogorul din interior de aici. Trebuie desțelenit, pentru că l-am lăsat așa, au crescut burean în el. O crescut scaieț. Noi n-am mai... Nu ne am mai adăpat din cuvântul lui Dumnezeu, n am mai căutat să ne apropiem de Dumnezeu și am rămas așa într-o adormire, într-o ațepire. Și vedem că Dumnezeu spune că să desțelenim un ogor nou și spre, este vremea să căutăm pe Domnul. Iubiții Domnului, vedem că trăim vremuri destul de grele, conducătorii noștri al țării sunt conduși de anță și tot pun poveri pe noi ca pe niște măgari și vedem că nu le mai putem duce. De aceea, iubiții Domnului, trebuie să ne, să ne trezim și să-L căutăm pe Dumnezeu, că și numai Dumnezeu poate să intervină și să facă schimbări. Spune cuvântul lui Dumnezeu că o zis căutați binele că și tății, căci binele cetății, de binele ei depinde, binele ei depinde de bucuria voastră și de bucuria binele tău. De aceea, dacă pe tine nu te interesează binele țării, Binele tău n-are cum să crească. Și doar dacă ești egoist și înșelți tot așa pe mai departe pe unul și pe altul ca să-ți meargă ție bine și nu te interesează din nimeni. De aceea, iubiții Domnului, este vremea să căutăm pe Domnul. Că spune că dacă, Dumnezeu, dacă poporul peste care este chemat numele meu se va smeri, nu? Primul lucru. Să mai spune mai multe lucruri acolo. Și dacă vă încăuta fața lui, el spune că va vindeca țara este timpul să-L căutăm pe Dumnezeu slăvit să fie numele Domnului. Spune că ca să vină și să ploaie mântuirea, să ne ajute Bunul Dumnezeu la lucrul și este Eremia capitolul 4, versetul 3, spune așa, căci așa vorbește Domnul către oamenii lui Iuda și din Ierusalim, desțeleniți-vă un ogor nou și nu semănați între spini. Haideți să scoatem tot ce este rău din inimile noastre, că degeaba, dacă noi nu scoatem ce este rău în interiorul nostru, degeaba vrem noi să băgăm ceva bun, că să amestec acolo, să nădușă. De aceea, iubiți Domnul, hai să desțelenim, hai să facem un, un ogor nou în inimile noastre, să-L căutăm pe Dumnezeu și El va ploua mântuirea. slăvi să fie numele Său. Amin.